Da, bună ziua, bun găsit, vă spunem și noi de aici, de la Chion. Într-adevăr, mai sunt aproximativ 8 ore până la ora startului partidei dintre reprezentativele României și Belgiei. Lucrurile încep să se înfierbânte, așa cum probabil puteți vedea. Încep să apară suporterii pe străzi. Până în acest moment însă trebuie să recunoaștem fair play că momentan belgienii domină fondul sonor de aici din centrul orașului. Se pare că au fost mai grăbiți, au furat startul în partea de distracție și de a-și încuraja echipa. Însă în ultimele 20 de minute, jumătate de oră, au început și românii să apară tot mai mult, organizatorii susținând că vor fi tot în jur de 30-35 de mii de suporteri români în tribunele stadionului Rhein Energy de aici din Chion. Atmosfera este una bună, toată lumea visează la calificare, râurile de bere curg. Deocamdată să vedem cum însă cum va fi vremea, pentru că, așa cum am spus și în intervențiile mele anterioare, am avut nenumărate reprize de ploaie, este destul de rece, iar la ora partidei se anunță în jur de 13-14 grade și nu este din nou exclusă plouă. Dar despre toate acestea ne vom auzi și mai târziu, așadar, hai România!